Bilesu, ai dus poata. Am ceva? Deci ești domnul Bilesu. Dar e pentru soția dumneavoastră. O duc adânsă la secție. Sau vă las dumneavoastră? Hai da. Că n-aș mai lărga până la Betoane. Da, 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 o încoace. Dar da, de unde e? Cum? De unde e? De unde e? De la București. Iesați. Da, nu se închine. Dar eu de-ați, nu? Poate? Se poate, brăie, nu să gândim dumneavoastră, nu, dar am avut un lucru cu alte. Femeile mari, secrete, știți cum e. Și pe urmă, ce-am făcut? Dar eu cred că tovarșa Livia vă spune toate, nu? Însă, nu pot, e vorba aceea. Și mă rui roși prin afară. Bine, bine. Bine, nu trebuie să vă spune. Nu, nu, nu. Eu v-am dat-o. Ei, gata, să trăiești? Să trăiești, bine. Ce vă uitați așa? Hmm? Nu ne-am uitat, Nea Gavrila. Ce s-a părut? Da. Ei, nu observ nimic, Mitus. Ce, Livia? Ți-am făcut monograme la șervet. Într-adevăr. Ah, bărbații ăștia. Dar când ai avut timp? Între două turnări în cofraje. Și cornulețele cu nucă ți le-am copt când a stat betoniera. Iar asta? Nu, nu, stimate tovarășe, am mers din plin. Am băgat și nucile să le pizeze. Coca am dat-o la malaxor. Îți place cum au ieșit? Mă răsesc tare în ultima vreme. De ce? Ca să te învăț minte. Cine te-a pus să mă iei? Bine, am să te răsplătesc și eu atunci. Cu o primă? Nu, cu o scrisoare. Poftim. De unde? Nu știu, treaba ta. Sunt foarte bun într-adevăr, cornuletele tale. Îți fac într-adevăr? Ceva? Grav? Nu. Nu prea. Poți să-ți mai bine. O prietenă îmi scrie. Îmi scrie că... poate va trebui să mă duc. Să mă duc acolo. Poate va trebui. Ai nevoie de ceva? Deocamdată nu, Mituș. De puțin timp. Dar dacă va fi nevoie și de altceva. Bine, Livia. Și când vrei să te duci? Nu știu nici eu. Poate ar fi mai bine totuși să rămân aici, a? Să ne vedem liniștiți de treabă, nu? Nu-mi dau seama. Mituș, e vorba de un bărbat. Nu ți-am spus încă totul. Nu nimic, Livia. Nu-i nimic. E vreme destul. Tovarășul Gavrilescu, vă cheamă tovarășul director urgent la ședința de analiză. Bine, bine, bine. Nu, nu, a spus că acum să vă duc eu cu mașina. Hai, da. Tu decizi. Și nu uita să contezi pe mine în orice situație. Monogramele sunt superbe. Văd că ai pus numele tău lângă al meu. Pentru totdeauna, Mituș. Numele dumneavoastră. Teodor Șerban. Vârsta? 32 de ani. Profesiune? Inginer. Lucrați la întreprinderea Zornoi, nu? Da, conduc o secție. Aveți familie? Sunt căsătorit de un an și jumătate. Soția dumneavoastră se numește Aurora. Da. Eu îi spun Lola. Ce profesie are dânsa? Lucrează în aceeași întreprindere, în sectorul transportului. E subalterna dumneavoastră? Acum, da, oarecum. Și ce pregătire are? Bacalaureatul. Apoi a dat la artă dramatică și... Înțeleg. Și nu e prea grea munca pe care o duce în sectorul acela, totuși. Mașini, vagoane, nu? S-a acomodat, a ajuns să-i placă. Are rezultate foarte bune. Da. Da, 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 da. Văd că a fost și premiată. Mai din punctul ăsta de vedere, e un om deosebit, seritoare, ajută pe ceilalți, totdeauna bine dispus, așa, e foarte important. Se agită, în orice caz, sectorul ei nu mi-a dat bătaie de cap. Până acum. Bineînțeles. Copii aveți? Chiar nevastă mea e un copil. Și apoi cu viața asta cam dinamică. Locuința destul de strântă, ne-am înscris pentru alta.
Venim târziu de la serviciu, obosiți. Ne mai întârziam și noi seara la un local. Suntem tineri, nu? După atâta muncă. Dar nu înțeleg de ce m-ați convocat aici, tovarășul procuror. S-a întâmplat ceva la întreprindere? Nu, nu, nu. E vorba numai să ne ajutați puțin cu câteva relații. Văd că îmi luați un adevărat interogatoriu. Așa se obișnuiește, chiar atunci când noi știm perfect și cum vă cheamă și ce vârstă aveți și, sfârșit, toată biografia. Știm de pildă că ați fost pe șantierul Bicaz ca vagonetar, apoi ajutor de zidar, pe urmă ați trecut sub dor și că v-ați calificat în construcții. Ați plecat în Argeș cu o echipă întreagă și pe urmă șantierul v-a trimis la studii superioare. Că ați terminat Politehnica din București cu media 7.39, vedeți că știm tot. Atunci e grav. Înseamnă că vă interesează în mod special persoana mea. Ați adunat un dosar între... Și că v-ați luat diploma în mașini hidraulice, dar pe urmă ați preferat să intrați la întreprinderea de utilaj mecanic, pentru că ați dorit să rămâneți în București, nu? De... Eram pe punctul de a măsura cu actora mea soție și dânsa... Și ai impus punctul de vedere. Nu, nu chiar. Dânsa n-a renunțat nicio clipă să încerce să dea la arta dramatică, fiindcă are reale aptitudini. Nu se cuvine să lași un om să nu-l încurajeze să se valorifice. Și am considerat. De ce să-i barez viitorul, să nu ajut să lupte? Și în provincie nu s-ar fi putut pregăti, credeți? Așa, fiindcă veni vorba. Nu, e altceva. Aici e o viață teatrală, sunt spectacole. Artiști contează foarte mult asta. Mă antrenează și pe mine, mă scoate. N-am știut decât de șantier, învățătură. Acum văd și eu un tablou de maestri, ori când cumpăr o mobilă frumoasă de la consignație. Viața totuși se cere trăită, nu credeți? Toate se fac pentru bunăstarea omului. Sper că sunteți de acord cu mine. Spuneți că incomodă locuința. Spuneam că e strântă. Dacă azi cumperi una, mâine alta, spațiul se micșorează. Scuzați-mă că vă întrerup. Câștigați bine? Da, destul de bine. Avem două salarii. De ce mă întrebați? Fără rest la dosar, încadrarea mea. Mai de nu văd rostul pentru care mă anchetați aici. Aveți și venituri suplimentare? Câteva ore la o școală tehnică. Da. Cunoașteți o doamnă Vasiliade? Vă spune ceva numele ăsta, o doamnă mai în vârstă? Da. Dacă mi-am amintesc de ea. I-ați dat dumneavoastră împrumut ceva bani? Eu? Gândiți-vă bine. Sau soția dumneavoastră. O sumă mai mare, vreo 8.000 de lei. S-ar părea că a primit împrumut acești bani de la soția dumneavoastră, Aurora Sherman. Știți ceva? E cu consimțământul dumneavoastră? Presupun că soția vă spune toate lucrurile mai importante. Da. V-ați spus deși de acest împrumut? Da, evident. Cred că nu-i niciun motiv să... Cu alte cuvinte, banii au fost dați cu știrea dumneavoastră. Fără îndoială. Această doamnă a avut nevoie și soția mea, care este un minimus... I-a pus la dispoziție după ce vi-a cerut. Nu mi-a cerut nimic. După ce v-a consultat. Da, sigur, da. Vă mulțumesc pentru astăzi. Să vă rog să semnați aici. Aici București, programul 1. Ora exactă. Iubitule! Nu las. Nu-mi înaintea mea. Mă durea capul și am ieșit să iau niște în aer. Te-am adus eu gură de aer curat. Uite-te la mine. E, hai, dă un puțin, nu fi gotos, dar vă mă simt brațe, îmi crește. Da, închide radio. Am văzut pe zăneasca. Tu era ca o sorcovă. Te oprize la fondul plastic și te uita la speșnicile alea încrustate. Alea tu pe care voiam noi să le cumpărăm. Ce să-ți spun, care și fason de ele. Eu nu pricep cum or fi unii că nu-și văd lungul nasului. Păi ce că toată lumea știe că au dat-o afară pentru incapacitate, mași la aerile astea de bufnită împăiată, de trompetiste în armata salvării scoasă la peste pentru limită de vârstă. Da, te rog. Doamne, cu câte de astea, știi ce aș face? Aș pune-o în cârlige pe frânghie să stea la aer ca mine câte 10 și 12 ore pe zi și să vezi dacă nu devine castramă. Ce te uite așa la mine, iubitule? Ce? Mi-am scurtat fusta.
că iar un umple, nimic norocul vostru. Iubitule, te anunț că n-am mai dureri de cap, ci și ușoare grețuri. Luna. L-am zărit pe doctorul Tolciu, i-am spus, nene, pregătește-ți instrumentele. Luna, nu se pare că... Ba da, iubite, ba da, deși ne încurcă groaznic. Dar mă rog, mă rog, după muncă produse de înaltă calitate, un pic de romanță, un pic de whisky, puțină nebăgare de seamă și mai ales... Mai ales un bărbat bun, frumos, harnic, serios, prostut, caragios și extraordinar. Știi că ți-a ieșit în confirat? Ce-i cu cuta asta, Andreu? Nu-mi place. Lola. Da? Cine e doamna Vasiliade? Vasiliade? O matrafucă! O babă cu ifose ca un fotol cu catifeaua cerpeită și curme de slin de la vechi banchete. Lola, i-ai dat tu ceva bani acestei doamne? De unde știi? Da. I-am dat, am văzut-o necăjită. M-a rugat, mă știa de la tanti Zoe, ce era să fac? I-ai dat mult? Ei, nu mai știu, câteva sute acolo, 1000, nu mai țin minte. Dar de ce mă întreb? Să-mi spui și mie când ai altora, te rog. Tu ești bună, dar alții nu sunt de nefericire. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. Cu coana asta a făcut ceva cu banii. A fost anchetată și m-au chemat și pe mine să dau relații. Unde? La procuratură. Și? Și am recunoscut că... Ce? Că i-ai dat cu știrea și consimțământul meu. Cine te-a pus? De ce te amesteci în treaba asta, iubițel? De ce te amesteci? Astea sunt treburile mele care nu te privesc. Dacă vreau să fac eu caritate și să-mi ajut babele, ce legătură ai tu cu asta? Și procurorul ăsta ce te amestecă? Suntem tineri, câștigăm bani prin muncă, facem ce vrem cu ei, nu? Ăla spunea de 8.000 de... Chiar 8.000? Ce contează? Putem să dăm tot dacă așa ne convine. Nu trăim pentru bani, banii sunt doar un mijloc. Vreau să zic că îi face omului bine, îl ajut într-o situație grea când nu-l ajută nimeni și el îți aduce procuratura pe cap ca să te plictisească. Iartă-mă, scumpule, n-am știut că o să te pungi pe tine într-o situație delicată pentru că mi-a fost milă într-o zi de un om bătrân și zăpăcit. Trebuia să nu-i dau chiar dacă s-ar fi rugat în genunchi. Dar îți promit că de azi înainte așa am să fac. Lola, nu trebuie să te enervezi, draga mea. Știu că tu ai dorit să te ajuți ruda sau cunoștința. Nu faci nimic. Preferam să-mi fi spus. Da. Asta, după cât te cunosc, ține de delicatețea ta, mi se pare. Doru, mi-a fost penibil să-ți aduc pe cap povestea asta când văd bine cum te zbați și când viața noastră trebuie să rămână scutită de orice fel de mizerii. Asta mi-am pus în gând. Ăsta e programul meu de viață. Dacă am greșit. Nu lua așa, Lola. Eu te iubesc infinit mai mult cu cât te descoperi mai bun. Și trebuie mai pune la inimă povestea asta. Sunt convins că s-a lămurit totul. Am semnat declarația, povestea e închisă. Și curios, în ce să fi băgat acea doamnă Vasiliade? Ți-a restituit banii? Nu, 8.000 de zilele astea. Nu pot forța, nu-i așa? Poate că de ajuns, poate muri. Și abia atunci s-ar întinde o umbră peste noi. Noi nu avem nevoie decât unul de altul, nu-i așa? Fără umbră. Nu trebuia să le spui nimic la procuratură. De ce să ne facem complici unui om irresponsabil? Și apoi ai văzut tu vreodată că i-am dat bani? Nu, Lola, dar tot ce te privește pe tine mă atinge și pe mine. La fel. Puteai să spui simplu că nu știi nimic. Cum am spus și eu. Cum? Te-au chemat și ai spus asta? De ce? Pentru că asta nu-i privește pe ei. Dar bătrâna a declarat... Bătrâna poate să declare orice cine se uită la ea. Bătrâna e o țâcnită. Ea a reclamat și pe urmă tot ea s-a dus, s-a bocit și și-a retras reclamația. A recunoscut că a mințit și că i-a indus în eroare. Sunt tot fel de maniași de ăștia care n-au nicio ocupație la bătrânețe și se țin de prostii și de denunțuri. Ce a reclamat? Nu știu! Ba știi, Lola. Atunci știu și tu de ce mă mai întrebi? Ca să-mi trezi ziua. Era de 100 de ori mai bine să nu te fie amestecat. Cu bătrâna mă descurcam eu. Se potolise, nu mai avea nicio reclamație. Spusese chiar că nu i-am dat niciun ban niciodată. Cum așa? Așa, hachițe. Înțelesese că în interesul ei să nu ai chinie nimeni cu întrebările. Și când totul era rezolvat, te duci tu și declari că i-ai dat 8.000 de lei. De unde știe? Așa, ca să faci pe cocor, să ai bine impresia că nimic nu se mișcă fără tine. Uite orgolul ăsta, îl vezi? Și uite și rezultatele lui. Era un lucru simplu, omenesc, și la-i complicare cum am.
Îți mulțumesc, ce să-ți spun? Iartă-mă, n-am vrut, dar dacă totuși bătrâna... Hai, nu mai enerva, te rog! Doamne! Greu e să-mi menajez pe toată lumea și nimeni nu te menajeze. Doamne, la iubita mea, hai, te rog, nu-ți face rău. Acum mai ales. Și acum să-ți prezint pe Lola. Ea e. Piciorul mic și coapta fină, cum zice un poet. Dânsul e Doru, inginerul Șerban. Viitorul e al lui. Distrați-vă, copii. Autosifonul e sub masă. Amuzant. Găsești? Sunt tipicoș la culme. De două luni masă mea. Așa pentru că ai un aer de om normal. Mână lată. Oh, verighetă. Nu, nu chiar. E o poveste mai complicată. Dumitorii nu stau bine complicațiile. Dumneata, dumneata e un aer simplu. Cum să spun, ca de șantier. Toroi, cine a pus mâna în pită, dumneata, te-a avut? Crezi că sunt chiar așa de ușor de manevrat? Glumesc. Dumneata, ești un bărbat, asta e sigur. Caz ușor, fiindcă ești leal. Femeie foarte dragă, iubite domn, femeile în special. Tu ai cineva s-a instalat în jocul dumitare, s-a prefăcut că se intereseze de tot ce trece prin caș. Așa încep toate. Dansez? Și cum e femeia ce e frumoasă? Ei, hai nu te mai lăsa ca un cocoș, că nu mă interesează. Cum nici dumneata nu mă interesez. Mai ales că dansez de cu diploma. Spune-mi, te rog, diploma lumitare te face așa de bătă? Nu vei simți tu nebunia când în brațe-mi tremuri ca un pic de rou îmbrățișat de rază de lumină? Cu asta am balanțit tot. Nu i-am convins deloc. Cam dat. Probabil că nici pe dumneata. Nu-i așa? Am nevoie de protecție. Nu la institut, în viață. O pilă mare, solidă. Pentru că sunt un om slab. Mă prefac și până mă știu să ies din prefăcătorie. Obosesc, înțeleg. Eu n-am suflul dumitale. Nici eu, grația dumitale. Ai fost delicios? Cum o să ai? Eu așa m-am născut. De ce mă acomodez greu? Nu-mi plac chestii ăștia. Parcă aș dansa printre butoaie pe sticle. Mie îmi trebuie un danșor solid ca să mă pot mișca în voie. Ai ascultat? Sigur, sigur. Da, mai priceput. Cred că da. Nu, mai priceput. Și nici nu se pot vădă. Ai o minte prea inginerească. Și nu mai strânge așa de tare când există lumea, nu? Te rog! Ești lobotită, nu? Se pare.
voi pune numai frumuseți în jurul tău, ca să uiți. Dar... să uiți de noroaie. Ai stat destul împotmolit. Vreau să strălucească toate cristalii. Chiar dacă muncim din greu, chiar dacă venim uși și murdari. Dora, te iubești. Spune-o tare. Spune-o tare să audă toți. Oameni buni! Nu face prostii, Lola, nu face prostii. Oameni buni, vă iubesc. Vă iubesc. Fiindcă mă simt iubită. Să mă simt răsfântă în ochii voștri. În oglindile astea de jur împrejur ca pe o scenă. E primul rol pe care îl trăiesc. Rol din genul perfect. Așa e. Așa e, doctore Tolciu. Ai pus în fin un diagnostic exact. Sper să-mi mai dai și alte ocazii. Nu uita că sunt mamos. Îți dă oricând consultații. Oh, ți le plătesc, n-ai grijă. Cu gratuitățile s-a terminat. Acum are cine să plătească? Peste câteva luni nu o să mai aibă pe câte știu. Ce vrei să zici, doctor? Oh, nimic, nimic. Să fiți sănătos. La mulți ani. Și ce vrea să spună? Vrea să spună că o să fac prostii. Sigur că am să fac multe. Dar tu ai să mă protejezi, așa-i? Chiar de mine însă nu mă auzi. Eu să ne ajut fără atât tarnică și risipitoare. Asta am uitat să spun. Așa vreau să fii. Plină-mi viață. Să nu mă las să fac prostii. Să mă acoperi. Să mă țin ca tine. Să fii bărbat. Eu sunt o viață artistă fără noroc. Lola. Lola. Te rog, dar... știți să la gândi. Te rog, nu vorbi așa. De fericire, sunt doi învecini. Dar te iubesc. Și asta-i tot. Să nu mă lași tu. Te rog. La ce vă gândiți, tovarășe inginer? Poftim? Iertați-mă, mă luat un moment de... Atunci am să vă repet întrebarea. Soția dumneavoastră v-a spus în ce condiții am împrumutat cei 8.000 de lei, doamne Vasiliade? Mi-a spus, dar nu mai amintesc perfect. Am atâtea treburi, mă închipuiți. Atunci am să vă întreb altfel. Aveți acasă un dormitor negru de acaju, nu-i așa? Scuzați-mă, nu văd legătura. Dacă și în dormitorul omului vă băgați în lucrurile cele mai intime... Suntem obligați să o facem. Obligați? Atunci de ce nu luați tot mobilierul, piesă cu piesă, și covoarele și rufele și sufletul? Am notat o parte. Aveți un scrin baroc, un secretar Ludovic al XV-lea, două covoare Buhara, un Shiraz, un Toniță, un Andreescu. Nemaipomenit. Nemaipomenit. Da, poftim. Ne avem și ce-i face? Nu vă aduceți aminte când a apărut Shirazul și secretarul la dumneavoastră în casă? Tovare și procuror zău, așa, asta am eu minte acum. A mine la întreprindere se dă acum o bătălie pentru milioane de lei investiție și eu... E totuși important să vă amintiți. Pentru cine? Pentru dumneavoastră și soția dumneavoastră. Cred că ați putea povesti împrejurarea... Iubitule, m-ai speriat. Ce făceai, Elisa? Cum ce făceam? Am pus jucăriile astea în debar. Îți place? E o piesă franceză veritabilă. Mi-ai luat una luna trecută și a dispărut. De ce? Ei, de ce? Nu mi-a plăcut, am dat-o înapoi. Nu mă puteam obișnui cu ea. De ce ți-ai așa la întuneric? Ca să nu te zgorojească. După ce s-a acomodat cu căldura, o duc în sufragerie. E un lucru delicat, ce știi tu. Văd și un sul în colț. Ce, da. Ce e acolo? În covor, l-am luat și tot de la consignație. I-am pus un pic de natalină să stârpească molile. Nu te încrunta. E un ghilipir, e o nimica tată.
pentru băiatul meu cel dulce să fie moale când păsește în casă. Vedeți cum se fie, nu? Nu. Nu mi-am amintesc. Cum explicați apariția succesivă atâtor obiecte de artă într-un timp așa de scurt? Nevastă mea are gust și pricepere. Toate sunt ocazii. Asta e marota ei. Îi puneți mulți bani la dispoziție? Nu, nu așa de mulți. Pentru casă. Dar ea va da vreodată bani? Ce întrebare, cum sunt? Eu sunt bărbat. N-am împărțit niciodată cu dumneavoastră. Ce? Câștigurile ei. Nu mai disimulați. Dobânzile. Care dobânzi? Pentru sumele pe care le-ați împrumutat împreună. Ați declarat ieri că știați de aceste împrumuturi. Da. De unde? Atunci știați și de condițiile în care ați împrumutat, nu? Știați și de gajurile pe care le-ați luat și de care nu vreți acum să spuneți o vorbă. De ce, tovarăș inginer? Bine, dar doamna Vasiliade și are tras. Nu, nu-i vorba numai de doamna Vasiliade. O să vedem noi de ce și-a retras. Avem o listă ceva mai completă și pe care dumneavoastră cu siguranță o cunoașteți. Poftiți copia. Așadar, dumneavoastră dormiți într-un pat smuls unor datornici care nu v-au putut plăti la timp camăta. Vă odihniți pe nefericirea altora. Și procuror. Tot așa și secretarul și covorul și peisajul Andreescu sunt stoarse de la alții. Dar e o minciună, nu e adevărat? Toate au venit de la consignația. Bătrâna aia e o nebună, nu trebuie crezut nicio vorbă din ceea ce spune. Deci vă puneți și dumneavoastră pe aceeași poziție. Este teza soției dumneavoastră. Sunteți de aceeași părere cu ea. Evident. Am reținut. Și ceilalți doi sunt tot nebuni? Care doi? Cei de pe listă. Aici ce părere aveți? Soția mea ce-a spus? Soția dumneavoastră nu știe încă despre ei. O să afle astăzi. Nu știu. Nici eu nu știu. Eu știu numai de doamna Vasiliade și... Care e nebună? Mențineți apreciere? Da, evident. Nu! Nu faci asta! Nu! Te rog! Da, așa-mi să fac! Dacă nu te astâmpe, să vină să te ia! Să-ți facă analizele doctorii mei ca să-i închidă în cămașă de forță să-i pui nebună! Oh, nu, nu vreau! Vreau să stau, să am grijă de Nana! Nana, dacă o las, moare. Nana, e ca și copilul meu. Pentru ea, pentru ea. O să luăm cu Sila. Ce vrei să-i bagi în cap, nebună? Principiile tale descreierate? Pe Nana ta o să o ducem la spital să o traseze acolo gratis și pe tine o să te lege. Fiindcă nu știi ce faci și nici ce spui. Ai scris prostii și minciuni că ți-am dat bani. Care bani? Care bani? Spune-o dată. Uite, acum o să vină să ia pe Nana. Vine cu ambulanța și pe tine te ia fiindcă spui minciuni. Nu e adevărat. Nu. Eu sunt ca mama ei. Noia. Am spus. Ce-am spus? Vezi că nu mai știi, nebuno. Vezi? Te duci și spui că n-ai spus nimic. Că ai mințit. Că ți-a luat Dumnezeu mințile. Altfel ți-o luăm pe Nana. Nu vreau. Nu. Nu mi-o luat. Pentru ea. Pentru ea. Și de unde știți că e nebună? O cunoașteți? Gândiți-vă bine. Da, sigur că... Mă rog, cetam de aproape. Nu-i nicio declarație falsă! Nevastă mea a vrut să o ajute ca și pe alții, sunt convins. Și dumneavoastră se pare că i-ați dat tot sprijinul. Ce vreți insinuați? Nu-i vorba de insinuări, tovarășe inginer, ci de documente iscălite chiar de mâna dumneavoastră. Poftiți cercetați-le. E iscălitura dumneavoastră? Da. E reală sau falsificată? Uitați-vă bine. Reală. Mulțumesc. Am reținut. Vă rog să semnați declarația.
fata mea, Livia. Am o foame de lupă ascute cuțitul. Livia! Unde ești? Livia! Ce e asta? Dragul meu, am plecat. Adăjduiesc că totul rămâne din câte sunt datoare față de mine și nu numai față de mine. Sunt sigur că mă vei aproba. Ai încredere? Nu îți voi ascunde nimic oricât ar putea să ne coste pe fiecare din noi. Am învățat să te cunosc și știu că vei trece repede peste prima strângere de inimă. Mie îmi va fi mult mai greu, dar imaginea ta îmi va da putere. A ta pentru totdeauna recunoscătoare, Livia. Da. Deci, mănânc singur astăzi. Și pur mă trecem la descărcat pagile. Luați-mi primire, vă rog, și semnați bonurile. Bine, băieți, isprava e bună. Vă mai pun o oră de la mine. Tovarășa Șerban, oare de cine o fi chemat la procuratura azi? Știți ceva? Când v-a chemat? După tură. E ceva bucluc? Voi știți ce-ați făcut? Poate cu accidentul acela, când și-a julit șolda în piciorul. Aha. Apoi de mult s-a reparat, e mai sănătos ca înainte. Zicea unul că poate vor să vadă de ce am câștigat așa de mult pe noiembrie. Că cineva ar fi spus că de ce s-a luat așa puțin înainte când a fost aceeași lume. Când am trecut la alt șef de tură s-a schimbat. La Bonte era rău. Ascultați voi să fiți atenți ce vorbiți acolo, să nu vă întoarcă pe toate părțile, că pe urmă iar aveți să deci. Păi nu, lăsați, doamne. Că noi știm cine e cu noi, inginerul. Păi nu, cu noi. Ia că vreau și pitovar și inginerul Cărman. Că trăiți. Cum e? În regulă? În regulă, tovarășii. Azi ne-am chinit mai tare. Și de tovarăși acum sunteți, mulțumiți. E bună ca șefă? Pita lui Dumnezeu, domnul inginer. E bună să nu o luați de la noi. Că vă trebuie și dumneavoastră un om de încredere care să le vadă pe toate. De când a venit dumneavoastră, avem mai multă mulțumire. Da. Și merge și lucru. Da. Și pe tot îi ajută. De tot. Mi-a spus diaconul că dumneavoastră a procurat locuința, da? Păi da. Că dacă nu era tovarășa, nu căpăta. Da. Și noi când avem nevoie de câte ceva, apoi lasă pe dânsa că face. Și concedi. Și prime și de toate. Boncea era mai rău de cură, batul soacră. Tot era nemulțumit. Dar noi ne împăcândim. Da. Și ceilalți ce zic? Ceilalți. Știi că sunt oamenii. Nu sunt toți deopotrivă. Oricât le-ai dat, tot mai găsesc să ceară. Dar cum le pune tovarășa noastră la punct, apoi spuse-o dată. Cunoaște oamenii asta. Și cine-i om recunoaște? Că nu-i faptă fără de recunoștință. Așa e. Să nu rămânem în urmă. Să trăim în urmă. Să rămânem în urmă. Ce, domnule? Nimic. Mă uitam și eu puțin la tine. Te văd cum îți stă aici. De asta ai venit? Și ce vezi? Nu știu. Oamenii văd că te iubesc. Și tu? Nu, la termină, nu aici. Oriunde, unde suntem noi și dragoste. Altfel n-am putea trăi. Am văzut bătrână. S-a liniștit complet. Are o nepoată bolnavă, trebuie să mai dăm câte ceva, că mi-a făcut milă. Sunt oameni care o duc greu. Uite și băieții ăștia, dacă nu le rotunjam puțin venitul, trebuie să-i credem și pe alții, nu-i așa? Au și ei dreptul să trăiască, nu numai noi. Tu unde ai fost de dimineață? Am avut puțină treabă. Iubitule, muncești prea mult. Și-ți mai aduc și eu necaz. Deși vreau să te ajut din toată inima. Pe tine și îmi pun pe toată lumea. Diseară ieșim, da? Să vedem. Iubitule, de ce ești așa de îngândurat? Ce-ți mori ești? Nu sunt. Prea diseară îmi trece să limpezești. Hai, du-te la tine acolo, eu am puțină treabă la sector. Bine.
Hai, tovară și vrea acolo. Ia vină puțin până aici. Da, tovară și cum e cu locuința nouă? Să dea Dumnezeu sănătate cu m-a ajutat să o am. Eram ferit, puteam să stau mult și bine, așa că cu dumneavoastră, cu inginer și cu tovarășa, am rezolvat-o și sunt foarte mulțumit. Da, de asta m-a schimat? Nu, nu, nu. Vedeți voi la polizorul ăla. Așadar, mențineți că e semnătura dumneavoastră, ori vă răzgândiți? Nu, de ce să mă răzgândesc? Atunci e destul de clar și destul de penibil. Tovarășe procuror, cred că abuzați. Eu? Penibil e ce faceți dumneavoastră. Luați un om ca mine 3 zile din producție ca să... Ca să ce? Gândiți-vă că sunt o persoană responsabilă, crescută de acest regim, că m-am format în anii noștri și că n-am avut niciodată să-mi reproșez nimic și nici alții n-au avut. Am fost premiat de câteva ori, decorat. Întrebarea este de unde avea soția dumneavoastră banii pe care i-a dat cu camătă. De la dumneavoastră? Eu... Vreau să zic, soția mea... Știați că îi dă cu camătă? Presupun că nu. Vă fac acest credit. Dacă doriți să mă contraziceți, poftiți. Bun. Erau banii dumneavoastră? Vă mai fac o dată un credit. Presupun că nu. Că vreți să mă contraziceți, poftiți. Erau. Într-un fel... În ce fel? Am să vă spun eu în ce fel. Soția dumneavoastră făcea bonuri de lucru ireale sau umflate, conta fictiv, încasa de la oameni diferențe nejustificate. Toate actele se centralizau la dumneavoastră care le semnați, deși sunteți o persoană responsabilă ce nu și-a reproșat niciodată nimic. Poate a venit momentul să vă reproșați acum. Este neadevărat, minciună! Tovarășii inginer, avem și noi profesionalismul nostru și... N-am riscat o astfel de declarație dacă nu s-ar întemeia pe documente minuțios verificate. Niciun document! E o mărșăvie pe care a pus-o cineva la cale, fiindcă sunt în ascensiune și se teme să nu iau locul. Ah, ce oameni, ce oameni și în ce posturi au fost puși de necrezut. Și sunt totuși crezuți pentru că sunt așezați mai sus și dau o declarație falsă, invidioși pe noi, pe căsnicia noastră. Asta e, se tem să nu iau locul. Declarațiile sunt de la simpli încărcători de vagoane. N-am impresia că ați dori vreodată să le luați locul. Asta e fals, vă spun eu. Încărcătorii o iubesc, o adoră pe nevastă mea. Lăsați-mă să știu și eu, am cercetat personal. Ei sunt foarte mulțumiți să lucreze cu ea. E adevărat, o mică, infimă parte sunt mulțumiți să împartă cu dânsa ceea ce câștigă pe nedrept prin măsluirea actelor. Nici o măsluire, nu-i nicio măsluire. Ce au declarat ei poate fi de 10 ori fals, tocmai fiindcă n-au obținut diferența scontată. E mai logic așa. Astfel de ce ar fi reclamat? Dar dumneavoastră cu o ușurință condamnabilă, dați-mi voie să vă spun... Cum se face că un oarecare Bonte apare pe listele de plată la 2 luni după ce a părăsit întreprinderea și dumneavoastră semnați? Că nu mai există erori... 3 luni consecutive care apar și la filială unde a fost transferat. Foarte posibil să nu se fi comunicat transferul la timp. Și asta a fost de ajuns, că niște oameni invidioși și mici, pentru care nevastă mea și cu mine am făcut totul, le-am înlesnit locuințe, le-am dat concedii medicale. Da, care îi costau bani, cum i-a costat pe unii și locuința. Am aici declarația unui tovarăș, diaconu, care spune câți bani i-a dat tovarășii Șerban ca să-i obțină apartamentul. Diaconu? Cum a putut să spună una ca asta? A venit el să spună așa ceva? Nu a venit, el l-am anchetat azi dimineață. Dar de ce l-ați anchetat? De ce l-ați anchetat? De unde pornirea asta nenorocită să anchetați pe toată lumea, să suspectați pe fiecare? Nu se mai poate trăi așa, tovarășii procurori, s-au dus vremurile alea. Aduceți oameni să-i anchetați pentru fiecare fleacă. Ce aveți cu noi? Ce aveți cu munca noastră, cu viața noastră? De ce vă ne liniștiți că suntem în condiții mai bune și că avem o mobilă mai fină decât a dumneavoastră? Că punem sub noi un covor mai moale? Poate asta este pasiunea noastră, hobby-ul nostru. Așa cum a dumneavoastră poate să fie alta, turismul. Sau, știu eu, ce, fotbalul. Pentru asta de ce nu faceți anchetă?
Ați găsit o nepotrivire în state, un nume care apare de două ori. Ei, și? Nu puteți crede că e o eroare? Au luat încărcătorii luna asta mai mult. O să ia mai puțin luna viitoare. Totul se poate corecta. Numai concepția asta nenorocită, că omul trebuie să fie mereu suspectat, cântărit la centimă. Văd că asta nu se mai corectează. Chiar vă închipuiți serios că nevastă mea s-a bucurat de câțiva lei sau că a dat bani cu camătă? Fiți atent, nu mai scrieți acolo. Ascultați-mă. Chiar credeți una ca asta? Vă rog să nu intrați. Așteptați afară. Poate că vă închipuiți că nevastă mea și cu mine putem da locuință. Nu știu, e ridicol. Există liste întocmite la comitetul de întreprindere. Exact. Și dacă cineva află cine urmează la rând, poate merge la respectiva persoană să-i stoarcă vreo câteva sute degeaba. Este inimaginabil. Asta numai mintea dumneavoastră, pentru care infracțiunea e regula, a putut să o scornească. Convingerea mea e făcută. Ce e asta? Mandat de arestare pentru nevastă mea? Nu se poate. Nu se poate. Am să mă plâng până la toate forurile, până sus. O femeie de o extraordinară bunătate, care nu a luat niciodată nimănui nimic, care s-a dăruit pe sine și tot ce are mai bun soțului, societății astea noastre socialiste. Nu vă gândiți că asta ar putea să o omoare, să nu mai redreseze niciodată? Trebuie să distrugeți un om. Vreau să apăr ordinea. Știți dumneavoastră ce e un om? Știți dumneavoastră din câte sensibilități și gesturi mărunte și zâmbete și tristeți și gingășii e compus? De ce îl confundați tot timpul cu un dosar? De ce nu aveți încredere în mărturia omenească a tovarășului celui mai apropiat, care îl cunoaște, care îl cântărește în fiecare clipă, zi și noapte? A tovarășului de-o viață. Aflați că eu răspund cu capul și cu inima pentru nevastă, credeți-mă. Până atunci îmi spuneți, poate însă și cine răspunde pentru dumneavoastră. Pentru mine? Vreți să-mi... Așadar... Am să răspund eu pentru el, tovarășe Pelcroft. Livia. Nata? Cine ți-a îngăduit? Omul acesta e complet nevinovat. Garantez. Livia. Te pomenești că nu mă așteptai. Zău, dacă te așteptam. Să te facă strâmbă, ține minte? Și dacă mă fac strâmbă, cu ce te pricopsești? Mă, ce-ai mâncat azi, că văd că te-ai făcut mai deșteaptă. Și laf de urzit și ciulava de tine, strechiat. Te-ai săturat, mi-a dat boala și în tine. De dorul tău, nu vezi cum slăbesc? Ca țirul. Nu ai văzut, zi deșteaptă. Nu, da, mi-a zis mama mare. Dar tu ai văzut că-ți mai plimbat prin lume. Cu ce? Cu vagonetul de steril. Ai un milion de kilometri? Pe parte. Ce faci cu diseară? Ia ore de piculină. De unde? Dintr-o revistă. Vrei să-mi propui ceva? Ori să-mi cer mâna. S-o dau? E ca murdară, ca așa prin... Prin joaie. Prin lubrefiant, deșteptule. M-au apăsat de la bucătărie. Venisem să-ți propun o plimbare prin tunel. Aha, ai vrea-te. Și tu nu? Și pe urmă să știți la înțărna, să te vadă că nu merge bateria. Și eu cum faceți voi. Ce vorbești? De unde mai fi fost, te pomenești? Da, spală-te pe bă. Atunci nu mergi. Să știu ce o socoteală. Și de ce prin tunel? Ce? La lumine ți-e rușine de mine? Hai, că nu te fac de râs. Am luat atingea serală. M-a pupat profesorul lui. Mama, îți dau și ăluia vreo două. Hai venit cu doar asta? Păi cum? Altă. Ia urcă, nu mă mai interesează, că am treburi, știi? Hai că mă place și tu firai să fie, mai ține coada în sus, așa. Dorule. Ce? Ce
îți plac stelele? Mai mult îmi place orezul. Dar ție îți plac? Întreabă-mi numai așa. A, nu, că nu trebuie să-mi răspund la toate. Așa îmi vine și mie să întreb câteodată. Poți să și taci. Hai să nu mă șucăm. Aș întreba eu multe dacă aș avea pe cine. Știu una care dă în bopi nevasta unui major. Tu crezi că ne scrii dinainte sau... Ce se scrie, bă, că aia din ce sunt al alfabeții, nu fac și era alta, mă. Poate că mi-e dat să nu mai scap de tine, mai știi? N-ai tu basta asta. Păi eu mă fac cu o mare, mă, te-ai prins. Păi și eu mă fac. Păi mă duc să învăț. Nu mai te-am dracuri ca să te vezi pe tine cum rămâi tras. Păi și eu mă duc. Tot cu mine odată? Tot. Fugi că minți. Să dai parte. Auzi, mergem să terminăm liceul și că urmă n-ai decât să mă întreb de stele. Tu cu stelele și eu cu lovelele, vrei așa? E, mai vedem noi până mâine. Ce-i genunchi așa ciolănoși? Ca să întrebe prost. Dar tu de ce ai gura așa spuzită? Nici că nu am spuzită. Mai cum ai, Ia să vedem, ia de ce îmi place mâine. Să mă amintit. Livia, asculti? Ce mă scoli, mă? A venit la mine Miriceu să mă lămurească să plec la Argeș. Când să pleci? Acum, miercuri, și că pleacă toată echipa. Mă, tu auzi sau doar? Auzi. Și cu școala? Cu școala cum rămâne? Păi o fac acolo, între picători și pe urmă îmi ziseră că mă trimit ei mai departe. Și de ce strigi să nu, că tocmai visam că albrează? Păi, ca să-ți spun de aia și să te pregătești. Ca să mă pregătesc? Să mergi cu mine, Zărghito, ce auzi vorba. Eu? Păi cine? Și nu puturi să mă lași până mâine? Nu putui, că mi s-a făcut frică când am auzit. Și am venit să mă încălzesc acela timp. Iar? Păi, dacă vorba aia, cine-mi fi nepus pe frunte la amândoi, că gândesc să nu mai plec, știi? Eu însă nu mai plec. De ce de la tine? Să-mi aduc și eu calava alături și, uite așa, abia că ne împachetăm odată. Adică tot eu? Și acolo la Argeș, pe cine o să am eu să mă iau un clonț? Hai, zi-o. Hai că tu mai știi cât sunt de șmechi. Dacă nu mai știi tu care ești pentru mine. Zic, fără multă vorbă că se regește camera. Și sper că nu o să mă ții toată noaptea cu lampa aprinsă. Cum a fost? A fost bine. Ce spus tu, ce să-și tot când te-a văzut Neatomis cu recomandarea? Să m-au și fricat, nu? Aia, nu au avut ce să frece la tine. Ce viață ai avut tu? Vagonetul și mistria și lampa de scuzură și pe mine. Toate păcatele tale în cap în două vorbe. Hot sentimental, fără fantezie. Adică ce-am furat eu, cărcoasă? Nu vezi, nu vezi înaintea natului tău. Privește puras. Dar mie că nu te mai primea în partid. Ce-am furat, mă? 3 stele, e? Nu se face gaură în cer. E? Dar tu de ce ți-ai făcut manicură, domnișoară? Poți să-mi spui? E așa se face la zile mari. Mai civilizează-te și tu. Într-o zi... O să trebuiască să suportăm acel confort, să avem o mobilă mai acătării, să porți și tu o cravată mai socotită. Ești cam ca asta. Îți face? Mai Vivian, ai dat tu banii pe așa ceva proastă. Ia uite, roșii. Asta știi ce înseamnă? Că și-am băgat la pionieri. Vin aici să nu ne vadă nimeni. Mă, roșu înseamnă că mă iubești, mă, ca focul. Și eu tot așa rin. Azi când mă întrebau la primire ce-am făcut în viață, ce-am istrăvit,
Mă gândeam că cea mai mare ispravă a mea e că am dat peste una ca tine. Na, na, uite, uite steluțele ea, le vezi? S-au ieșit în ochi, au luat-o pe nas, în jos. Hai, mă, hai, ține Batista mea, hai. De unde vii așa țeapăn? Te-a murit cineva? Înșoară, Bocancea, am onoarea să o prezint. Sunt absolventul Teodor Șerban, plec la Politehnică și m-am îmbrăcat în negru pentru că am venit aici, în mijlocul poporului compus din copii și păsări, să-ți cer să o rem mâna, dacă binevoiești. Nu binevoiesc. Mă, să binevoiești, că dracu te ia dacă nu. Sunt responsabil, nu sunt dat și nu mă sirește nimeni. Nici pe mine. Dar, domnișoare Bocancea, ce mai atâta vorbă pentru un mic as la primărie? Sunteți soția mea, ați fost de când vă știu. Și acum ți-mi mortiși la actul de proprietate. Să mă mai gândesc. Livia. Mă, tu nu înțelegi că trebuie să ne gândim amândoi, prostule. Mergem la școli înalte, dăm de o altă viață. Se întâmplă câte și mai câte. Nu mai mâncăm cu o lingură la cantină. Nu mai vii seara zgribuit la mine ca la singurul refugiu. Nu mai sunt soră, cataplasmă, croitoreasă de nasuri rupt. Livia, nu mai iubești? Poate că nu te mai iubesc. Poate mă gândesc să fii mai liber, să ai capul limpede, să vezi, să alegi. Poate nu-mi place că va trebui să ne zgârcim, să economisim, să ne lăcomim prea devreme la viață înainte să-i fi dat ceva de la noi. Dar dacă mergem împreună? Poate vreau să te pun la încercare. Să văd cât dorești tu să fim împreună. Nu se poate? Poate vreau să te mai împlinesc, nici să nu mai ai genunchea ca ciolănul când pun capul pe ei. Poate vrei să mă schimb cu un altul. Bineînțeles. Cu un inginer. Cu inginerul Șerban. Îl cunoști? Iar eu așa am o calificare și după aia să stăm de vorbă. Despre ce? Despre zestre. Un diamantan și două rețete de gătit burez și câteva stele. Livia, fie a mea. Sunt. Ce mai vrei? Am trecut? Ai trecut tot peste capetele ăsta? Ești o pasă! Nu mai? Aoleu, ce ghion ți-am mâncat, mă rog, ești mai lung. Ai terminat definitiv. Unde mergem să sărbătorim? Oare să fi terminat? De vreme ce tu mai ai 2 ani? Trec și ăștia, n-ai grijă. Nu-mi scap tu așa ușor. Crezi o să stai lângă mine. Crezi tu? M-am și angajat. Unde? La Dunăre. Va să zic că știai că ai trecut? Sigur că știam. Mi-am făcut proiectul de diplomă pe șantier. Acum mă duc să-l aplic. Asta e. Eu îți mai propun o dată să vii cu mine. Și ce mâncăm? Cartela ta pe din două. De ce să nu stau să muncesc să-ți trimit ție? Livia, ți-ai pierdut tot umorul, păcat de tine. Lasă ție ce-ți fac. Vreau să duci mai bine decât până acum. Te așteaptă eforturi mari, băiatule. Zău, dacă mai ai har. Tu să taci, acum sunt eu mai mare. Nu mi-am luat diploma. Ești un pârlit de studențe acolo, un țâșbâș și trebuie să te îngrijezi, să te fac om, auzi? În fiecare lună îți vin... Hai să fim serioși, vrei? Pe naiba serios, de ce? Eu sunt trimis în glumă și tu ești tot în glumă. Nu e bună gluma. Dar ce e bun? Orgoliul tău e bun. Și aia ăsta de știu eu ce? Nu înțelegi, mă, că noi avem o treabă de făcut și tu și eu? Dar după că am terminat eu școala, am trebuit școala mai scurtă. Dar dacă terminai tu, tot așa procedai, nu te știu eu. Tu te zici că asta e zestrea mea? Că am început să te aduc zestrea la viitoarea noastră căsnicie, hai? Nu pricepi atâta lucru. Livia. Hai că ești prost, da. Mai bine mă legam de unul mai deștept, care înțelegea că noi suntem făcuți să muncim, să ne ajutăm. Ori te pomești că vrei să stau acum lângă tine 2 ani să te păzesc, să mă bag la prozar cu diplomă, ca să stau lângă tine, asta vrei? Și nu ți-e frică ție, inițial așa... De tine? Nu mi-e frică, na. Nu se uită nimeni la tine. Că ești urât și prost și cinstit, nenorocitule. N-ai șanse la femei. Eu văd aia.
M-am dat pe braț acum cu tine, dar cu alta o pleznești rău. Că ești naiv pe deasupra. O să te ducă de nas cine vrea. Și de ce să iei în viață? Vreau să vii la două săptămâni, la o lună. O să mai vin și eu. V-a căutat o cunoștință, domnule Șerban, de la turnul Severin. O femeie înaltă. I-am spus că ați ieșit în oraș cu domnișoara Lola. Am făcut rău? Și ce a zis? Nimic, a plecat. Zicea că se grăbește. N-am întrebat cine e domnișoara Lola? Nu, dar i-am spus eu că e partida dumneavoastră și că e lucru serios. De ce i-ai spus asta? Pentru că și dânsa era serioasă. Pare așa un fel de rudă. A dat de câteva ori din cap, adică... Bine. Era sora dumneavoastră? Draga mea, aș vrea să fiu cinstit cu tine. Aș vrea să fiu cinstit cu tine. Aș vrea. Iubite, ce scrie acolo? Hai vină încă aici să-ți spun ceva la oreche. Nu te mai încrunta așa că ți se fac riduri și o să ne iasă o poză mizerabilă. Mă lasă mă ghemul ia cine împăl? Hai că sunt așa din căștina și toată. Știi, ești ca un matador. Mi-ai zis de-a să lupta cu taurul. Cu cine vrei să te lupți, ha? Cu mine? Doamne, păi ce fioroți ești. Pe cine vrei să distrugi? Ce monstru vezi în față? Am să-ți fac câteva pasii prințet, vrei? Liv. Am să-mi scot cămășuța și am să-ți fac câteva pasii cu ea. Una, două, hop! Așa-ți place? Hai încă o dată. Una, două, hop! Îți place? Liv. Da, eu sunt. Ce te miri așa? Nu m-ai mai văzut de mult. Te pomenești ca un bătrânic. Îl cunoașteți? Pentru câtva. Și dumneavoastră v-ați schimbat binișor, tovarășe procuror. Se poate, dar nu asta e problema. Ați venit să depuneți în cauza soților Șerban? Am venit să vă spun convingerea mea că acest om e nevinovat. Da. Din nefericire avem probe care infirmă supoziția dumneavoastră. Ați avut și în alte cazuri probe, tovarășe procuror. Dacă ați fi menținut atunci dosarul meu, eu aș fi fost astăzi un om complet distrus. Nu există nicio corelație între cele două chestiuni. Așa credeți? În orice caz, în cursul acelei anchete nu s-a făcut, din câte mi-amintesc, nicio referire la vreun tovarăș Șerban și nici astăzi la vreo tovarășe Gavrilescu. E adevărat. Cel puțin juridic, așa s-au lucrurile. Juridic, lucrurile au rămas atunci incerte. Organele de partid și conducerea șantierului ne-au asigurat că pagubile produse vor fi reparate și... Culpa dumneavoastră nu e de natură penală, ci numai administrativă. A fost. Am acceptat acest punct de vedere în fața garanțiilor pe care procuratura le-a primit, dar nu cred că absolvirea dumneavoastră vă dă astăzi greutatea de a garanta pe alții. În ce raporturi vă găsiți cu tovarășul Șerban? Omenești. În sensul că... În sensul că suntem oameni. Da. Atât e tot ce doriți să-mi spuneți? Cam atât. Tovarășe procuror Livia, eu unul cu care am crescut împreună, cu care am învățat lucrurile cele mai esențiale despre viață, pe care am simțit-o întotdeauna lângă mine, chiar atunci când... Vă ascult. Nu se poate, e mult prea complicat. Nu vă pot explica tot ce s-a întâmplat cât de desubt. Nu se poate. Am termen să înaintez dosarul cu concluzii în cursul acestei săptămâni. Pentru asta sunteți liber, domnule inginer. Și nevastă mea? Și ea. Deocamdată. Lola, dânsa e Livia. Oh. A fost logodnița mea. A venit să ne ajute.
foarte drăguț din partea ei. Dar de ce să ne ajute la urma urmei? În chestiune cercetărilor. O, la ce știe dânsa? Închipuiți-vă, doamnă, dacă nu m-aș lămări tată. Da. Da, închipuiți-vă că de două săptămâni au început tot felul de miserii contra noastră. Instigați nu știu de cine, nu îi spuneți asta. Fiindcă asta este o lucrătură nemaipomenită. Acest om muncește ca un martir, le face planul, ba îl și depășește, le aduce prime. Și dacă vrea să trăiască și el omenește, îi sar tot în cap. Îl cunoașteți, cred, știți cât e de capabil, da? El m-a format și pe mine, mi-a asigurat un post și tot ce am împrejur. Pentru munca noastră, dacă eram în altă parte sau în străinătate, eram oameni bogați. Pe când așa, ca să-mi aduc un obiect de artă în casă, a trebuit să mă târguiesc, să-l așez într-un ungher de probă, să-l plătesc numai eu știu cum, în rate, ba uneori chiar să-l dau înapoi, fiindcă n-aveam cu ce să-l accept. Asta înseamnă când muncești cinstit și când vrei ca soțul tău să se simtă bine acasă. Și culmea e că m-ai scos că am dat bani cu dobândă. De unde bani? De unde? Pentru că am vrut să ajut o bătrână neputincioasă care avea o nepoată bolnavă pe care vroia să o îngrijească. Deși era mult mai bine să o fi dus la spital unde avea toate îngrijirile gratuite. Și lucrul ăsta sunt în stare să mi le reproșeze ca să dea în el. De ce? Așa, pentru că nu le convine pregătirea lui, nici casa lui, nici căsnicia lui, nimic nu le convine. Că am renunțat la feminitatea mea, nu ține nimeni cont. Am renunțat. Am renunțat de dragul acestui bărbat, la concepțiilor lui. Am înțete în idul ăsta de procuror. Livia îl cunoaște pe procuror. Da? Atunci e bine. E chiar foarte bine. Doamne, poate să vorbiți cu el, dacă spuneți că vreți să ne ajutați. Nu în sensul ăsta. A, nu mai în sensul ăsta se poate, să știți. Să ne lase dracului să trăi. Acum o să avem și un copil. Da? Da. Am comis imprudența asta și nu vă pot spune cât mă apasă această afacere. Dacă îmi pierd sarcina, sunt curioasă ce o să spună procurorul pe unde o să scoate cămașa. În ce lună sunteți? A treia. Uh-huh. Da, și ne trebuie o locuință nouă, mai încăpătoare. Și ne trebuie ca atâtea lucruri. Și n-avem vreme să stăm să ne spargem pentru o leafă și în loc să intervenim pentru noi, intervenim pentru alții. Și în loc să ne creăm nouă condiții, creăm altora și tot nu sunt mulțumit. Așinat? Vă rog să ne faceți plăcerea să luați masa cu noi. Aveți unde sta? Da, am o prietenă la care trag de obicei. Veniți des în București? Foarte rar. Da. Cu ce să vă servesc? Tin, whisky, ciutăraș? A trebuit să plec acum numai decât. Uva. Dar am să mai revin, dacă îngăduiți. Sigur. Nu ești sigur că nu vrei să rămâi la noi? Nu. Dar măcar să fiți la ceva, la repezeală, un cocktail. Altă dată, mulțumesc. Bine, să te duc câțiva pași. M-am bucurat mult să vă cunosc, doamnă. Dorulețe mi-a vorbit excelent de sârnea voastră. Și eu aș fi mulțumită să vă fiu de folos. Lui, în special. Vă înțeleg foarte bine. Cu bine și veniți oricând, sunteți binevenite la noi. De ce taci? Ce să spun? Te-ai mai maturizat? Vorba procurorului. Nu, asta e problema. Cum o găsești pe Lola? Drăguț. Numai? Vorba procurorului deocamdată. Livia, nu te ascunde de mine. Serios? Dar nu mă ascund? Sau glumești? Ai stat tot timpul severă ca și când ți-ai fi dat un verdict. Chestie de fard. Mă fardez prost, mă prefac prost. O urăști? Cred că da. Ce înseamnă că... pentru mine nu mai e niciun fel de... Uite, ține puțin servieta, vezi? Știi că am toate vinovățiile posibile față de tine, dar am fost în felul meu cinstit. Și ea e cinstită. În felul ei. Ce vrei să zici? Nimic. Livia... Fiecare are un fel propriu de cinste. Cinstea lui. De aici decurg toate. Crezi că ea a făcut? Cred că nici nu e atât de interesant ce a făcut.
Mai interesant e ce a gândit despre ce a făcut și ce gândește în general când face ceva. Deci crezi că eu aș fi venit? Nu fi prost. Dacă aș fi crezut, n-aș fi venit. Dacă aș fi crezut că tu ești vinovat. Sau ai fost vreodată vinovat. Deci nu crezi că am fost? Nici atunci. Bineînțeles că nu. Nici acum. Acum e altceva. Așadar, totuși, când ai spus la procuratură că... Acolo nu ești. Și acum întoarce-te acasă. Niciun cuvânt meu. La revedere. Livia! Ți-ai uitat servieta. Păstrează. Sunt lucrurile tale. Ce ți-a spus? Nu mi-a spus mare lucru. Crezi că poate ceva? Nu știu, probabil. Nu. De ce nu mai vorbi niciodată despre ea? Mi-ai spus numai așa vag că există. De ce? Fiindcă a existat vag. Nu știu ce te-ai pus umflat acum. Sau poate e o stare de spirit nouă. A? Că te-ai revăzut logodnica. Să-ți dau un gin să sărbătorim evenimentul, a? Nora, nu fi ironică. Iubise, dragă, înțeleg că te-a șocat venirea ei, dar trebuie să păstrăm niște aparențe, nu? De acord. Ce învârte logodnica ta? Lucrează la hidrocentrala de vedere. Cam așa ceva arată. Ce să spui cu asta? Nimic, ceogă, nimic. Dar bărbatul e cine? Economist, din câte știu. Pe ea o cheamă Gabrilescu. Și a venit cu treburi importante la București, unde te-a găsit așa dintr-o dată. Dar n-are nicio importanță. Dar ce are importanță? Și mine te vezi cu ea? Probabil că da. Și mergeți împreună la procuror. Nu cumva e rudă cu procuror. Nu cred. Atunci poate prietenă sau altceva? Te rog, nu vorbi așa. Dar de ce, dragă, e o femeie bine totuși. E nicăl cam rigidă, care încă nu și-a trăit viața din plin. Asta probabil că nu și-a găsit pe cineva corespunzător. Lola, aș prefera să închidem discuția asta. Nici dacă te lua pe tine, dragă, n-ar fi fost o soluție. Te-ar fi tras o viață uscată, monotonă și fără orizont. Ți trebuie să-ți aducă cineva fantezie și umor și puțină inconștiență. Din acest punct de vedere, ai avut noroc cu mine. Nu? Nu e așa? Da, da. Iubițe, iubițe, nu pare foarte convinsă. Ori ești obosit. Zău, drag, te-ar fi dus pe viață cumpătată și zgârcită, cu conturile foarte bine făcute, fără generozitate, fără risipă. Nu crezi asta? Probabil că da. E o femeie care pune la punct, dar nu dă nimic. Care nu s-a omorât cu firea când ai stricat logodna. Apropo, de ce ai stricat? Dor? Dar mi-e bine. Pare obosită, Livia. Ai dormit prost, așa-i? Da. A fost patul strâmt. Mai ai somnul acela bun de cândva? De ce să nu-l am? Crezi că-l furam de la magazia de casmare? Livia... M-ai blestemat? Nu, asta e problema. Da, asta. Văd că și fără blestemul meu lucrurile s-au încurcat. Nu cumva te bucuri? Tași din gură, nu fi prost, că te plesnesc aici în covetărie. Mai bate? Ce-ar fi prima oară? Nu ne băteam în parte? Tot ai luat tu câțiva ghionzi de la mine, recunoaște. Și de unde știi că sunt încurcate lucrurile? Mi-a spus procurorul câte ceva. E o cunoștință mai veche a ta? Am. De unde? Se pare că ai avut și tu nițică treabă cu ea. De ce să n-am? Nu m-a oprit nimeni. Pentru ce te-a închetat? Un mic accident la balastieră. S-a răsturnat un camion, a dărâmat o parte dintr-o remiză unde erau carburanți, pericol de explozie, etc. Și care era vina ta? Mai multe. Întâi că am obligat camionul să vireze brusc. Bonjour!
Vai, ce bine-mi pare că vă găsesc. V-am văzut prin vitrină, deranjez? Deloc. Lidia îmi povestea niște întâmplări de pe șantierul ei. Interesant. Continuă, Lidia. Și a fost anchetă mare cu procuratura? Da. M-a acuzat că din cauza mea s-a dărâmat remiza și era să sărim în aer. Și tu ce ai zis? Ce puteam să zic? Eram ca amețită. Îmi părea rău de șofer. Mă uitam, nu înțelegeam nimic, nu înțelegeam de ce mă arăta mereu pe mine. Vezi, iubițel, că e posibil. Se întâmplă accidente și pe urmă trebuie să găsească un țapi spășitor. Și atunci vine tipul simplu, incult și te arată cu degetul. Dar el, șoferul, tipul simplu, avea dreptate. Bine, dar văd că ai scăpat, n-ai pățit nimic. L-am pățit pentru că a venit un om și m-a salvat. Tot pila ce să mai vorbim. Vezi, dorulețe, așa e lumea, doamnă. Atunci a venit un om care este acum soțul meu și a convins că am fost păgubită chiar eu. În zestrea mea, zicea. Deștept, era avocat. Nu, era comunist. Și de ce făcea toate astea? Cred că o făcea numai așa. Avea încredere în mine. Hai să nu ne facem iluzii. Făcea asta fiindcă ținea la dumneata și pentru că voia să fie al. Crezi că ar fi făcut-o și pentru altcineva? Nu știu. Cred că da. Nu o făcea, doamnă. Nu fac oamenii decât dacă au interes special, dacă vor ceva de la celălalt sau îl iubesc sau doresc să ajungă la el să-l câștige. Unor să-l recâștige pentru asta. Da, fac, se mobilizează și comuniștii și necomuniștii, astfel. Dar important nu e că s-a mobilizat, important e că a avut un argument foarte solid. Vorbe, iubitule, așa argumente se găsesc întotdeauna. Și când vrei să salvezi și când vrei să distrugi. Parcă cine poate ști dacă doamna a fost pe de-a întregul fără greșeală, așa cum susține dânsul. Fiața naibii de alambicată și plină de curte. Caz câteodată fără să vrei. Atunci cum am mai putea determina cine e bun și cine nu? Nu mai putem și asta e tot. Fiindcă fiecare e bun în felul lui. Nimeni nu-i mai vinovat ca altul și nici mai virtuos ca altul. Fiecare vrea să trăiască. Eu zic totuși că putem. Și că puteam în orice caz acum câțiva ani când eram mai tineri. Parcă știam mai exact ce e bun. Nu, atunci nu știai nimic, băiatule, ăsta e adevărul. Știi un singur lucru, că trebuie să ajungi. Și doamna la fel. Asta era toată zestea, ce să mai vorbim. Pe mine mă scuzați, trebuie să mă duc. Nu vii cu noi să luăm ceva? Nu, altă dată mulțumesc, la revedere. Ce-ai făcut? Ce dragă, ce am supărat-o, ieși. Plus ne mai pun o vorbă bună sau o să o pun împotriva mea să mă închidă pe mine, să te lase pe tine, e în stare. Cred că asta și urmărește. Lola! De ce să fii morți? A venit cum a aflat de unde, nu se știe, se gătească și se recupereze. A? S-a săturat de domnul acela al ei, virtuos cu garanțiile. A fost bun un moment, dar acum pas, primești de-a trecut și ne putem gândi și la mițică dragoste. Că dacă nu ne-am gândit acum, atunci când, urmă-i cam târziu, a? Foarte mult, păstrează-ți calmă. Suntem așa destul de expus. Noroc a venit îngerul salvator, a venit doamna cu zestrea. Asta m-am aflat eu cu ce zestre a venit, o bețivă care umbla dată pe șantier și care s-a aruncat în brațele primului venit ca să o salveze de la un accident făcut în stare de ebrietate. Nu te mai uita așa la mine. În două zile am avut destul timp să mă informez exact. Și însă și-a povestit că era amețită, n-ai auzit-o? Ce rog să mă lași. Atunci venim să spunem fiecare că am fost amețit, mi s-a făcut rău, ha-ha. Mi s-a întunecat vederea. De ce unii să răspundă și alții nu? Ce a amețit-o așa? Pe mine să zicem că mă amețește lipsa ta de sensibilitate și de fantezie. Dar pe ea ce amețit-o? Lipsa mea de... Vreau să plătim, să plătim. Am scrisoare? Poate, domn Gabriel, doar urmezi unii să poștașul care va duce răbașul. Dă-o încoa, dar de unde zici că e? De unde e? De-n București. Uh-huh. Dar nu scrie de la cine. Las că aflați mea voastră. Domn Gabriel, cu gata, mă grăbesc, m-a copit să trăi. Și se întâlnește în fiecare zi cu amantul ei la cofetăria Mimosa. Vrea să-l ia înapoi și să vă părăsească după ce ați ajutat-o. Ea s-a asigurat o viață, iar dânsa acum probabil, chiar cu banii dumneavoastră, o binevoitoare. O binevoitoare.
aici locuiești? Da, la o prietenă. Ea m-a anunțat. Te urmărește de aproape. De ce? Nu e indiferent ce faci, nici ce gândești. De ce? Adică, Dorule, nu mi-e indiferent ce se întâmplă cu Vestra. La început mi s-a părut că trebuie să-mi fie indiferent. Se mai risipesc lucrurile, nu? Se mai toacă zestrele. Pe urmă, am văzut că nu trebuie să fiu indiferentă cu ceea ce se adună ani, mulți de zile. Tu vorbești acum de bani? Să zicem că aș vorbi de bani. Banii aceștia se adună de mulți, mulți ani de zile. De când spălam vase, de mai înainte. Și nu i-am adunat ca să-i dau cu camătă. Nici soțul meu nu i-a adunat pentru asta. Și dacă totuși te înșel, Livia, și ai venit acum să iei camătă pentru împrumutul tău? N-am dat niciun fel de împrumut. Ba da! Tot ce mi-ai dat, mi-ai dat cu împrumut. Așa am primit. Aici te înșel tu foarte tare. Tot ce ți-am dat, ți-am dat de la mine și nu m-am gândit niciodată la cea mai mică socoteală între noi. Și totuși îmi cer socoteală acum. Nu amesteca lucrurile, Dorule. Și tu îmi poți cere oricând socoteală. Pentru cele 3 stele pe care mi le-ai dăruit cândva. Eu pentru stele îți cer socoteală acum, nu pentru bani. Ce-am adunat în noi nu dau voie să se risipească. De nimeni. Livia, tu ai venit să ne întâlnim aici, la Arii de Tare. Tu ai venit pentru că niciodată n-ai crezut. Spune. Pentru că niciodată n-ai admis că ai putea să fii cu adevărat despărțită de mine. Așa e. Dar acum sunt despărțită. Și dacă eu aș întinde cum brațul spre tine și te-aș cuprinde iar? Nu. Nu așa sunt despărțită, Dorule. Altfel. Asta mă doare. Crezi că m-am făcut complice cu... Da. Atunci înseamnă că o consider vinovată. Pe ce dovezi? Nu am nevoie de dovezi. Nu am nevoie de alte dovezi. Livia, nu poți condamna un om dacă nu... Ba da! Asta nu o să înțelegi tu. Un om nu trebuie judecat pe un fapt, ci pe toate. Dacă e capabil de niște lucruri, dacă le vede într-un anumit fel, celelalte vin de la sine. Ai probe că a săvârșit infracțiuni penale? Asta e o altă treabă, a procuraturii. Dar dacă m-am amestecat la tine, e fiindcă știam că nu pot să faci nimic împotriva noastră. A cui? A lui noastră, Dorule. Câte noastre cunoști? Noastră care înseamnă 10 ani de viață. Ba 25, ba 50, ba 100. Pe noastră ăsta m-a salvat Gavrilescu. Și pe noastră ăsta nu-ți pot disculpa nevasta, chiar dacă rămâne intactă. Când a spus atunci, le-ai făcut planul, am înțeles tot. Un om care spune, le-ai, e posibil să facă și state false și împrumuturi cu camătă și... Asta este judecata mea simplă. Pentru asta am venit să știi. Să văd cărei lumi îi aparții tu. Și-am văzut. Ești sigură că pentru asta ai venit, Livia? Ești sigură? Livia. Ce faci? Ce faci? Vrei să mă târăști pe mine spre acea lume? Cu tot din atinsul? Vrei să mă duci pe mine într-acolo, Dorule? Livia, am fost de atâtea ori împreună unul al altuia. Am fost! Nu știu dacă îți dai seama ce rău poți să-mi faci. Nemaipomenit rău. Nu știu dacă știi. N-am încotro. Și acele ființe care e așa de fragilă, care n-are puterea ta și care totuși e de pe acum mama viitorului meu copil. Fii serios, Lola nu e însărcinat. Livia, Livia, nu știu ce planuri ai. Îmi pare rău că ești atât de infectat. Mă faci să mă simt abia acum imoral. Când trăiam cu tine, nu mă simțeam. Eram acoperiți în toate. Cine te-a învățat să mă suspecte? Și tu suspectezi. Nu, dragul meu. Aici te înșeli. Eu condamn. M-au chemat din nou comanda de aducere.
Doru, ce facem? Trebuie să fugim. De ce? Pentru că o să ne condamne. Pentru că e aranjată toată chestia și justiția e unealtă josnică în mâna unor intriganti, între care și fosta ta amantă, care a turnat spirit pe tefon, care e o turnătoare. Unde știi? Pentru că se vede! Pentru că nu-i nevoie de nicio dovadă ca să vezi un om care nu te poate suferi, care îți vrea rău și umblă cu toate tertipurile și principiile morale, ca să te culce cu bărbatul tău! Minți, Laurent. Ce-ai spus? Că minți! Și că mai mințit și cu bătrâna, și cu diaconul, și cu mobila franțozească, și cu toate celelalte. Și mai mințit și cu copilul. Și cred că mai mințit și cu dragostea. Ai nebunit? Da, nebunit. Ai mințit, iubita mea. E foarte limpede. Îmi vine în minte un milion de amănunte. Îmi vine în minte un milion de amănunte. Așa? Te-a mințit. Iluzia unui rost în acest cenușiu fără seamă. Anim puțin viața asta nenorocită. Am vrut să ai flori la masă, nu să strângi fapte bune într-un dosar muce de care. Am vrut să-ți dau un copil. L-am inventat ca să te agăți de mine. Și amândoi de viitor. Eu te-am mințit. Tu m-ai mințit când m-ai luat de nevastă. Când știai că la prima întâlnire cu o fostă iubită ai să mă zbâlie la câini? O femeie ca ea te poate trage înapoi cu trei vorbe în timp ce eu nu pot să o fac cu un devotament de viață. Ce mai vrei? Că am dat bani cu împrumut la cine a avut nevoie? Am dat banii mei! Nu, Laura. Minți fără să știi. Ai dat de la mine, din zestrea mea, și eu dintre ei, și ea dintre atâtor altora. Cum i-am luat noi de la ei, dați cu inimă bună, așa era bine să-i dăm mai departe. Nu să speculăm. Ce-am speculat? Totul. Pentru tine. Nici asta nu mai cred. Și pe mine l-ai speculat, mi-e treabă. Cum? Să mă simt. Să terminăm cu toate. Asta e specula cea mai mare, Lola. Specula cu moartea. Nu trebuie să aducem discuții, nu ne face niciun bine. Aici trebuie să descurcăm lucrurile, nu în altă parte. Să le descurcăm? Adică ne încurcăm cu aia? Nu m-ai înșelat, numai tu n-avea grijă. Te-am înșelat și eu destul, slavă Domnului. Pentru tot ce mi-ai spus acum și pentru toate zilele pe care le mai ai cu ea. Te-am înșelat cu toți, cu doctorul Tolciu, care mi-a liberat picat. Minți, Lola. Minți din nou. Tot ce spui e minciune. Doamne, pentru ce? Pentru că te iubesc. Pentru că te iubesc. Și nu pot înțelege ce s-a întâmplat. Mă crezi? Mă crezi? Nu. Hai să mă mai crezi vreodată? Hai să mă mai crezi? Îmi pare rău. Și acum? Și acum ne vedem fiecare de treabă. Așa crezi? E cea mai bună soluție. Singura de altfel. O să te mai văd. Ești oricând binevenit. La noi. Mulțumesc, Livie. Mituș, ce surpriză, tu la București? Am venit să te aduc pardesiu, s-a făcut răcoare. Și de unde știai că o să mă întâlnești la cofetăria? După un simț al meu special. Ți-a fost greu? Foarte. Ție ți-a fost tare teamă de mine? Nu, chiar așa tare. M-am gândit totuși că poate ai nevoie de vreun ajutor. Atunci e în regulă. Nu mai am
E bună prăjitura ta? E bună, e bună. Da, mai puțin bună decât cornulețele tale de acasă. Bine, dragul meu. Atunci hai să mergem. Sunt gata.